Un zâmbet, o floare, un vis împlinit, o căsnicie ți-am dăruit. 16 decembrie 2016, mătănelul și... Puiuletele. Acest unicorn. Da. Uite, i s-a desprins o șuviță. Nu asta a fost intenția, s-a desfăcut cumva, știi? E să tragem de codițe, da. Ca să-i arăt că o iubesc. Asta e făcut un bilețel de mine în relief pentru motănelul meu. Văd că avem și brățărică. Da. Pentru motănelul tău, zici? Da. Hei, am pus mâna în fața camerei. Atențiune la mine. Da? Asta e făcut la Crochet Corporation. Asta e luat de la Sibiu. Stai un pic, te cam mărit și nu am văzut ce mi-ai arătat. Ce e de la Sibiu, dragă? Asta e luat de la Sibiu. Asta e luat de la Sibiu. L-am desfăcut pe ăsta de mii de ori și l-am făcut înapoi. Văd că e cu lav cu asta. Da. Asta e luat de pe EMAG. Fitița asta. Am luat-o din București. De unde ai luat-o, de pe EMAG? Nu, m-a luat de pe matrimoniale. Căluțul lui tati. Nu? Când am făcut conturi pe matrimoniale. Ce e, mă, cu lăda, cu lăbuțele astea? Trebuie să te calc. Așa fac, am văzut eu cocoșii și găinile. Cocoșul să urcă pe găină, o calcă, vezi? Acum ești însărcinată, vezi? Mă așez în patru labe ca să mă calci? Nu e voie să te așezi în patru labe. Te-a încălcat deja, nu? Vezi că ți-a picat un colț aici, trebuie să lipești la loc. Păi da, că mai pică și ele, ce să faci? Că, uite, și ăsta... De la scociu, de bună calitate, da. N-a fost bine prins acolo și mai trebuie să prind și aici la asta. Bă, dar ce cu inimere, că pe toți pereții ăștia sunt numai inimioare. Păi apartamentul ăsta se numește apartamentul cu inimioare. Chiar și ușa, ia uite. Ușa de termoban, care era alb imaculat. Păi era. Acum da. Este alb colorat. E, da. Stai să mai pun niște scoci aici. Să prind tabloul mai bine. Da, stai că nici nu am observat-o pe asta colorată. Ia să ne apropiem de ea. Văd că nu se clarifică, atunci mă dau mai în spate și măresc. Ce e, bă, asta? Trebuie să mă dau și din lumină. Da. Ia uite ce a făcut aici puiulețul. Da. Opere de artă. Auzi, dar bine că a picat colțul ăsta, că văd că ai acoperit Teribescu din spate. A trebuit pus în altă parte asta. Nu, ca să nu acopere, aici, da, da. Așa? Te... Aici IUB, în da. Toată grămada aia? Așa ar trebui, da. Că este te blubesc. Este te blubesc. De la te iubesc. Este te blubesc. Da. Păi și asta trebuie pusă, dar nu are loc aici. Motănelul. Uite, cei 7 ani de căsnicie, plus 1000 de acum încolo. Da. Puiuletele, uite, 1 martie 2024, uite, asta e o chestie recentă. Da. Da, motănelul iubește, da, vezi că sunt 7 inimioare. Motănelul iubește puiuletele și acum mai sunt trecute detalii. Mai trebuie să pui o inimioară cu 8, 2025. E, păi, nu, anul ăsta. O să fie 8 ani în decembrie, anul ăsta. Da, păi mai trebuie pus o inimioară. Dar înseamnă că ăsta are altă direcție, aici, pe ușă. Nu? Da, în decembrie anul ăsta mai punem o inimioară 8. 8, dar unde pui? A, aici, jos. Cred că o să trebuie să le fac din ce în ce mai mici, ca trebuie să încapă, știi? Mai micuțe, că noi n-avem de gând să divorțăm. Din ce în ce mai mici, deci, adică practic în spațiile care mai rămân disponibile, știi, din ce în ce mai mici, ca da, să intre, știi? Auzi, ăsta, dacă pot să-l pun așa, ca și ai spațiu, uite. Da, e un pic ciudat pe colț, da, în sfârșit.
Cum doriți, puteți să puneți deasupra aici, doamna, sau acolo deasupra, sau acolo. Nu ajung acolo. Uite, aici e ceva spațiu, vezi, sub inima aia. E ceva spațiu acolo. Mai e peretele ăla care e nefolosit. Ia uite. Da, mai am tablouțe în lucru de la croșet. Lasă că alea când sunt gata fiecare, le aruncăm pe de la geam să vedem cum zboară până jos. Nu, nu aruncam, mă, nicio jucărică. Eu nu dau din jucărelele. Și mele. Jos face... Nu, mă supăr. Am glumit, dragă, ce? Cum să le aruncăm? Le dăm adică foc? Dacă dau eu cu mâna mea, atunci, da, e altă treabă. Dar eu jucăriile și bărbatul nu îl împrumut. No. Nu. Fetița. No. Acum o să închei această filmare, pentru că am filmat, cred că, toate inimile de aici. Ai filmat? Că... Bine, da, mai... Dar de jucăriile astea ce zici, tati? Da, să putem să trecem la inimile de pe frigider. Dar până una alta să vedem acest raion care are mai multe jucării decât un magazin de jucării. Da, sunt și jucării. Sunt claie peste grămadă, uite și aici spă... Nici nu mai în cap, cade pe dulap. Bineînțeles că nu au avut loc toate și mai sunt puse păi și pe aici. Nu au avut loc toate, că sunt multe. Și acum să ajungem la raionul, la secțiunea de inimioare din partea asta, la altă. Uite și ce e pe aici, uite ce e pe aici, cu fetița, iubește, tate, nu stau să citesc toate astea, că durează o oră. Cine vrea să le vadă, poate să-și pună pauză și să citească. Ce e, bă, Dora?